Gata, începem să fie într-un ceas bun folosit. Doamne ajută! Fie de folos tuturor celor care sunt aici. Ah, care frumos, da. Aici este o clasă de 8, deci i-am adus la parte. Avem în această clasă, avem un copil cu un cărucior. Și domnul președinte, avem nevoie neapărat pentru anul viitor să facem un lift. După 3 ani în care au fost nevoiți să stea departe de sălile de curs, cei 227 de copii cu nevoi speciale vor învăța într-un imobil care a trecut printr-o transformare radicală, urmare a unui proiect de reabilitare termică. Mobilierul este nou. Președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, a participat și la festivitatea organizată la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Buzău, după ce a făcut un tur al clădirii trecute printr-o investiție cu finanțare europeană. Sunt tare, tare emoționat. M-a rugat domnul director ceva și chiar îi promit aici față de dumneavoastră. Da, mai este nevoie de un lift, cu siguranță. Din bugetul nostru ăsta mic sau cum este el la Consiliul Județean, cu siguranță o să alocăm bani ca să realizăm și acest lucru. Vă mulțumesc din suflet, la mulți ani, să aveți un an școlar cu realizări și multe bucurii. Să ne dea Dumnezeu sănătate! Mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră în casă nouă, nouă pentru că înfățișarea clădirii și a spațiului în care vă veți desfășura activitatea în acest an școlar este din toate punctele de vedere nouă, este frumos amenajată, vă așteaptă, dragi copii. Dascălii dumneavoastră au făcut deosebite eforturi ca în această ultimă săptămână pentru ca școala să vă primească așa cum vă primește astăzi. Investiția în clădirea centrului, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Buzău, a fost de peste 3,6 milioane de lei, jumătate din valoare fiind asigurată din bugetul județean.